2. Seldon oftă urcând într-unul dintre schiterele aliniate unul lângă altul în sala spațioasă. Fusese o vreme, de-abia cu câțiva ani în urmă, când se mândrea că putea merge de-a lungul interminabilelor coridoare ale bibliotecii, spunându-și în sinea sa că, deși trecuse de 60 de ani, încă se putea descurca. Dar acum, la 70 de ani, picioarele îl lăsau prea repede și era obligat să ia un schiter. Tinerii le foloseau din cauză că îi scutea de multe probleme, însă Seldon o făcea pentru că era obligat. Asta era diferența. După ce apăsă pe butonul care definea destinația, închise un contact și schiterul se ridică foarte puțin, abia câțiva milimetri de la podea. O luă din loc cu o viteză domoală, foarte lin, foarte silențios, iar Seldon se lăsă pe spate privind pereții coridoarelor, celelalte schitere și trecătorii ocazionali. Depăși câțiva bibliotecari. Și acum, după atâta vreme, zâmbea atunci când îi vedea. Ei constituiau cea mai veche breazlă din Imperiu și se agățau de niște obiceiuri demodate, datând de câteva milenii. Îmbrăcămintea lor era mătăsoasă, alburie, semănând cu o togă, îngustându-se la gât și căzând de acolo în valuri. În privința bărbaților, trantorul oscila între păstrarea părului de pe față și eliminarea lui. Majoritatea trantorienilor se bărbiereau. Puțin făceau excepții. Dintre aceștia făceau parte și dacliții cu mustățile lor stufoase. Bibliotecarii însă respectau obiceiul străvechi de a purta barbă. Fiecare bibliotecar purta o barbă scurtă și îngrijită, mergând de la o ureche la cealaltă, însă lăsând descoperită buza superioară. Asta îi făcea să se deosebească de ceilalți și îl făcea pe Seldon, care era bine bărbierit, să se simtă stingherit atunci când se afla în mijlocul lor. Însă caracteristica cea mai definitorie pentru ei era calota pe care o purta fiecare, probabil chiar și atunci când dormeau. Pătrată, era făcută din catifea, în patru părți care se uneau deasupra cu un nasture. Calotele erau de o nesfârșită varietate de culori și, după câte se pare, fiecare culoare avea o semnificație. Dacă erai la curent cu inițierea bibliotecarilor, îți puteai da seama de vechimea în serviciu a unui anume bibliotecar, domeniul de specialitate, gradul de realizare și așa mai departe. Asta ajuta la păstrarea ordinii în breasla lor. Fiecare bibliotecar își putea da seama, aruncând o singură privire la calota altuia, dacă era cazul să fie respectos și în ce măsură, sau arogant și în ce măsură. Biblioteca Galactică era clădirea cea mai mare de pe Trantor și, probabil, din galaxie, mult mai mare decât chiar Palatul Imperial. Pe vremuri strălucise în splendoare, însă ca și Imperiul, pălise și se ofilise. Era ca o matroană bătrână purtând încă bijuteriile din tinerețe, însă pe un corp veșted și scofâlcit. Schiterul se opri în fața ușii bogat ornamentate a biroului bibliotecarului șef. Seldon ieși din el. Las Zenou zâmbi. Bine ai venit, prietene, spuse el cu vocea sa ascuțit. Seldon se întrebă dacă nu cumva cântase în tinerețe ca tenor, însă nu îndrăzni să întrebe. Bibliotecarul șef era întotdeauna plin de demnitate și întrebarea ar fi putut părea jignitoare. Salutări, spuse Seldon. Zeno avea o barbă gri, mai mult spre alb, și purta o calotă de un alb pur. Seldon înțelegea asta fără a avea nevoie de explicații. Era un caz de ostentație pe dos. Absența totală a culorii reprezenta poziția cea mai înaltă. Zeno își frecă bucuros mâinile. Te-am chemat, Harry, pentru că am vești bune pentru tine. Am găsit-o. Las, vrei să spui... Da, o lume adecvată. Doreai una îndepărtată. Cred că am găsit-o pe cea ideală. Zâmbetul său se lăți. Bizuie-te pe bibliotecă, Harry. Putem găsi orice. Nici nu mă îndoiesc, las. Dăm detalii despre această lume. Păi mai întâi hai să-ți arăt unde se află. O secțiune a peretelui alunecă în lături, luminile din cameră părliră și galaxia apăru în trei dimensiuni, rotindu-se ușor. Din nou, provincia Anacreon era marcată cu roșu. Seldon putea aproape să jure că episodul cu cei trei bărbați fusese o repetiție pentru cazul de față. Și apoi, un punct albastru strălucitor apăru în partea cea mai îndepărtată a provinciei. Uite-o, spuse Zeno. Este o lume ideală. Mărime potrivită, apă în cantitate bine proporționată, atmosferă cu oxigen, vegetație, viața marină din abundență. Stă acolo doar să o culegi. Nu este nevoie de transformări sau de terraformare sau, dacă este cazul, acestea se pot face și în timpul în care planeta este ocupată. Las, este o lume neocupată? Întrebă Seldon. Absolut neocupată. Nu e nimeni pe ea. Dar de ce, dacă este atât de adecvată vieții umane? Presupun că a fost explorată din moment ce ai toate detaliile despre ea. De ce nu a fost colonizată? A fost explorată, dar numai de sonde fără om la bord.
iar colonizarea nu a fost făcută, probabil din cauza că era prea departe. Planeta orbitează în jurul unei stele care este mai departe de gaura neagră centrală decât orice altă stea cu planete locuibile, mult mai departe. Prea departe. Prea departe pentru coloniști, însă nu prea departe pentru tine. Așa ai spus. Cu cât mai departe, cu atât mai bine. Da, spuse Seldon dând din cap. Continui să spun același lucru. Are vreun nume sau vreo combinație din litere și numere? Crezi sau nu, are un nume. Cei care au trimis sondele au denumit-o Terminus, un cuvânt arhaic care înseamnă sfârșitul liniei, ceea ce și este. Această planetă face parte din teritoriul provinciei Anacreon? Întrebă Seldon. Nu chiar, spuse Zeno. Dacă vei privi linia roșie și umbra roșie, vei observa că punctul albastru al Terminusului este puțin în afara lor, ca să fiu precis, cu 50 de ani lumină în afară. Terminusul nu aparține nimănui, de fapt, nici măcar nu face parte din Imperiu. Ai dreptate, las. Seamănă într-adevăr cu lumea ideală pe care o căutam. Desigur, spuse Zeno gânditor. După ce vei ocupa Terminusul, guvernatorul Anacreonului va pretinde că este sub jurisdicția sa. Este posibil, spuse Seldon, dar ne vom ocupa de această problemă atunci când va fi cazul. Zeno își frecă din nou mâinile. Ce idee magnifică! Să inițiezi un proiect uriaș pe o lume complet nouă, foarte îndepărtată și complet izolată, astfel încât, an de an, deceniu după deceniu, va fi completată o enormă enciclopedie a cunoștințelor umane. Un rezumat a ceea ce se află în această bibliotecă. Dacă aș fi puțin mai tânăr, mi-aș dori foarte mult să mă alătur expediției. Seldon spuse cu tristețe. Ești cu aproape 20 de ani mai tânăr decât mine. Aproape toată lumea este mai tânără decât mine, gândi el cu și mai mare tristețe. A, da, spuse Zeno. Am auzit că ai împlinit de curând 70 de ani. Sper că ai sărbătorit și te-ai bucurat așa cum se cuvine. Seldon se zgribuli. Eu nu-mi sărbătoresc zilele de naștere. Ba da, cum să nu? Îmi aduc aminte de faimoasa întâmplare de la a 60-a aniversare. Seldon simți durerea de parcă pierderea a ceea ce avusese mai drag pe lume se produsese ieri. Te rog, să nu mai vorbim despre asta, spuse el. Zeno spuse încurcat. Scuză-mă, vom vorbi despre altceva. Dacă Terminus este într-adevăr lumea pe care o dorești, bănuiesc că munca ta la preliminariile proiectului enciclopediei se va dubla ca intensitate. După cum știi, biblioteca va fi bucuroasă să te ajute în toate privințele. Sunt sigur de asta, las, și recunoștința mea este enormă. Într-adevăr, vom continua munca. Se ridică, incapabil încă să zâmbească după lovitura primită. Spuse, acum trebuie să merg să-mi continui munca. Plecând, se simți ca întotdeauna mustra de conștiință pentru minciunile spuse. Las, Zeno nu avea nici cea mai mică idee despre adevăratele intenții ale lui Seldon.